Domnul Bolocan și ulterior după domnul Andreevski. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Eu cred că sunt unul din puținii oameni care astăzi trăiește un vis, pentru că, spre deosebire de mulți dintre voi, eu chiar mi-am dorit să vin aici. Mie chiar mi-este curios să aud ceea ce vorbiți. Eu chiar foarte rar bag nasul în telefon ca să scap de ceea ce se vorbește. Și trăind acest vis, mă întrebam, poate e din cauza oboselii de vineri, poate e din cauza oboselii permanente sau zăpușelii de căldură, dar noi o leacă am uitat de 850.000 de oameni sau, cum a spus domnul Sârbu, 850.000 de oameni care au semnat în favoarea votului uninominal. Correct me if I'm wrong. Și oamenii ăștia au fost ademeniți cu o singură sau cu una din cele mai puternice cotletuțe, dacă îmi permiteți, care era revocarea deputatului. 6 martie, domnul Plahotniuc a ieșit la conferința de presă și ne-a spus că putem revoca deputatul. Și eu zic, băi, aproape sunt fermecat, aproape sunt gata să susțin această inițiativă. Când colo e mai presus consensul larg decât cei 850.000, presupuși 850.000. Vreau să mi-amintesc, nu știu, de Natalia Gordienko, a spus domnul Candu că nu putem să vorbim despre oamenii care nu sunt aici, dar anume domnul Plahotniuc, anume doamna Natalia Gordienko sau Zinaida Julia, pe mine m-a făcut să cred că pot să am încredere în schimbarea sistemului electoral. Și acum, pe ultima sută de metri, opana, s-o tras o țapă, nu-i așa? Putem zâmbi la această temă. Și vreau să aduc o mică precizare, s-a pomenit despre un interviu a domnului Candu, sau cel puțin despre un citat a domnului Candu din interviul de la Lorena Boxa de vinerea trecută. Dumnealui a spus că nu există un consens larg pe niciun subiect major din societatea moldovenească. Eu cred că există un consens și noi trebuie să-l recunoaștem. Primăvara trecută, primăvara anului 2016, la marșul în susținerea drepturilor homosexualilor, la marșul fără frică, nu a fost niciun reprezentant a puterilor, așa zise, pro-europene. Și eu zic, ia că băieții chiar cred în valori europene, dacă ei nu susțin drepturile omului. Sper să... Eu nu v-am întrebat nimic, domnule Gureu. La revedere. Și pe final vreau să mă folosesc de ocazie, pentru că sunteți oameni simpatici, cu coafuri pregătite, ați făcut un efort să veniți aici. Vreau să vă invit pe 18 iulie la spectacolul meu de stand-up. Știu că mulți au vrut să vină pe 17, dar biletele sunt vândute, din păcate. Mulți au vrut să vină la filarmonică, dar s-au dat telefoane și s-a interzis spectacolul. Nu știu ce să-i faci, încurc eu la unii oameni. Vă cuprind cu drag și vă mulțumesc pentru această unică șansă de a vă vedea atât de aproape. Domnule Sârbu, vă salut. 850.000, corect? Da, vă mulțumim foarte mult. Domnul Bolocan, noi ne bucurăm că dumneavoastră ați decis să căutați lumina și în Parlamentul Republicii Moldova. Aici, cu siguranță, veți avea lumină, dar în sensul... Domnul Greu, dacă permiteți. Ne respectăm toți. Vreau să, în primul rând, să vă spun, domnul Bolocan, că aici oamenii care sunt aici prezenți reprezintă diferite categorii ale societății și un respect ar trebui să-l aveți față de toți, care sunt, indiferent de opiniile care le are fiecare, după cum ați văzut, noi deja de aproape 2 ore discutăm și opinii sunt diverse și sunt și discuții în contradictorii, dar așa cum și am menționat, ne bucurăm că ați venit să căutați lumina, dacă nu o găsiți în altă parte, cu siguranță în Parlament o să o găsiți și mai ales la această masă și în această sală, deoarece sunt aici minți luminate, care cu siguranță o să vă reușească să vă lumineze și pe dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult. În continuare, domnul Andreevski și ulterior domnul Chircă. Спасибо. Уважаемый председатель, уважаемый